A doua cronici, 33, primele 16 versete. Să dăm cinstea cuvenit pe cuvântul său. Manase avea 12 ani când a ajuns împărat și a domnit 55 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. A zidit iarăși înălțimile pe care le dărâmase tatăl său, Ezechia. A ridicat altare Baalilor, a făcut idol Astartei și s-a închinat înaintea întregii oștii a cerurilor și i-a slujit. A zidit altare în casa Domnului, măcar că Domnul zisese, în Ierusalim va fi numele meu pe vecie. A zidit altare întregii oștiri a cerurilor în cele două curți ale casei Domnului și a trecut fie prin foc în valea fiilor lui Hinom, umbla cu descântece și vrăjitorii și ținea la el oameni care chemau duhurile și care îi spuneau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului ca să-l mânie. A pus chipul cioplit al idolului pe care îl făcuse în casa lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu spusese lui David și fiului său Solomon, în casa aceasta și în Ierusalim, pe care l-am ales din toate semințile lui Israel, îmi voi pune numele pe vecie. Nu voi mai strămuta pe Israel din țara pe care am dat-o părinților voștri, numai să caute să împlinească tot ce le-am poruncit după toate legea, învățăturile și poruncile date prin Moise. Dar Manase a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. Atunci Domnul a trimis împotriva lor pe căpetenile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în lanțuri. L-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus la Babilon. Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a dus înapoi la Ierusalim, în împărăția lui. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. După aceea a zidit afară din cetatea lui Dari, l-a pus spre Gihon, în vale, un zid care se întindea până la poarta peștilor și cu care i-a înconjurat dealul și l-a făcut foarte înalt. A pus și căpetenii de război în toate cetățile întărite ale lui Iuda. A lăturat din casa Domnului Dumnezei străin și idolul Astartei. A dărâmat toate altarele pe care le zidise pe muntele casei Domnului și la Ierusalim. Și le-a aruncat afară din cetate. A așezat din nou altarul Domnului, a adus pe el jertfe de mulțumire și de laude și a poruncit lui Iuda să slujească Domnului Dumnezeului lui Israel. Amin. În orice adunare, între citirea cuvântului lui Dumnezeu și predică, sunt câteva cuvinte care sunt de cea mai mare importanță. S-a citit Biblia, nu s-a început predica și predicatorul spune: iubiți frați, iubite surori și dragi copilași. Cuvintele astea sunt tare importante. Important este și tonul în care le spui. E bine, vă pot spune: iubiți frați, iubite surori și dragi copilași, nu știți cât de mult sunteți iubiți. Fiindcă lucrezi într-o misiune care activează în multe țări, și acum de curând am fost în multe țări, în Europa, în Africa, în Asia, și pretutindeni să vezi negri. Negri din America nu sunt negri. Ăștia sunt mai amestecați. Dar negri din Africa sunt ca tăciunile de negri. Ți se face negru înaintea ochilor când îi vezi așa de negri. Dar cu un suflet alb și curat, cum se roagă ei pentru frații din România și cum caută ei să spună nume românești în rugăciunile lor. Apoi stă și Dumnezeu și se miră când îi aude spunând: pentru cel închis Dumitrescu Calciu, numai Dumitrescu Calciu nu iese altceva, că ei nu știe să spună numele acestea românești.
și pentru fratele Ștef, pentru fratele Cocar, niște frați români care trec prin greutăți acum, și să roagă pentru frații români, pentru surorile românce în India, în Hong Kong, în insula Fiji, în Australia, unde vreți. Așa că vă pot spune întâi de toate că sunteți tare iubiți și oameni de multe neamuri, să roagă acum pentru frații și surorile românce că au auzit greutățile prin care bisericile au trecut în țara noastră. Vă aduc din partea lor a tuturora salutul. Și acum, ați auzit citindu-se despre Manase. Manase e un nume ebraic și în ebraică Manase înseamnă ceva curios. Cel care produce uitare. Cel care face să se uite. Cam ce metodă a avut Manase? Ca el ce a făcut în viața lui? S-a uitat. S-a șters ca și cum n-ar fi fost. Când pronunț în ebraică Manase, ai spus o persoană care a făcut să fie uitat ce a fost. Despre secretul ăsta lui Manase vom vorbi în seara aceasta câteva cuvinte. Odată, mai multe animale au vorbit între ele. Din ce cauză este atâta rău și atâta necaz în lume? Și corbul a spus, eu știu, totul este din cauza lipsii și a foamei. Când cineva e flământ, nu mai ține seamă de nimic. Nu numai că ar mușca din pietre, dar ar sfârșia și un om numai să aibă ce să mănânci. Și este atâta foame, atâta lipsă, dacă n-ar fi foamea, ar fi pace și totul ar fi bine între oameni. Porumbelul a spus, nu e așa. Nenorocirea în lume este dragostea. Suferința proprie, fiecare poate să o poarte ușor. Dar când vezi că bărbatul, că nevestica lângă tine suferă, dar mai ales când vezi copiii suferind, copiii tăi și tu îi iubești, ți se sfârșește inima. Dacă n-ar fi iubirea asta, ai putea să suporți că ăla suferă, că ailaltă suferă. Iubirea, de aici provine tot răul. Cerbul a spus, răul provine din ură. Să vezi la noi în viața cerbilor, când vine perioada căldurilor, un cerb se luptă cu alt cerb. Își distrug coarnele, ba mor în lucrul acesta. Ce are unul cu celălalt? Dacă n-ar fi ura, ar fi bine. Iar iepurile a spus, răul provine din frică. Eu știu că mie mi se strânge inima de câte ori văd un om că au așa niște puști mari, nu știu ce au cu mine. Dar numai odată în viață îi se întâmplă unui iepure să fie împușcat. Însă toată viața el se teme că o să fie împușcat. Și toată viața nu putem să avem și noi o plăcere de faptul că trăim gândindu-ne că odată cineva o să ne împuște. Și fiecare își dădea altă părere din ce cauză este răul acesta în lume. Și era între ei un înțelept care cunoștea limba animalelor și le-a spus, uitați-vă, unul a spus, e rău din cauza că eu flămânzesc, altul din cauza că eu iubesc, altul din cauza că eu urăsc, altul din cauza că eu sunt fricos. Vedeți, e eu-ul în toate acestea. Dacă n-ar fi eu-ul ăsta dacă n-ar fi, toate aceste cauze ale răului ar dispărea. Mântuitorul a spus, cine vrea să vină după mine, ce să facă? Să se lapede de ce? De eu. Cât eu a fost în Maica Domnului în seara când el a născut pe Domnul Iisus? A stat ea să-și facă socotel pentru eu, cum să-i meargă bine eu-lui. Uitase că și eu-l există, totul era bebelușul ăsta divin pe care trebuia să-l spele, de care trebuia să-l îngrijească, pe care trebuia să-l hrănească, pe care trebuia să-l păzească, fiindcă Irod a vrut să-l omoare. Numai un singur gând, el, nu eu. În limba ebraică, știți că eu sunt evreu, conjugarea verbelor se face așa. Prima persoană este el, a doua persoană este tu,
A treia persoană este eu. Noi în românește, prima persoană e eu. Iar în engleză e și mai și. Ați învățat acum nițică engleză. Tu, you, în engleză, se scrie cu un Y, cu un Y foarte mic. El se scrie cu un H mic. Ea, cu un S foarte mic. Și. Totul se scrie cu litere mici. Dar ai, eu, se scrie cu literă mare. Eu-l este foarte mare, nu poți să-l scrii destul de mare. În seara de Crăciun, Maica Domnului n-avea acest eu. N-avea acest eu. Niște înțelepți magi din Răsărit, care aveau și ei acolo treburi, aveau o casă, aveau atâtea lucruri frumoase, au uitat de eu și s-au luat după stea. Și păstorii, și ei aveau interese cu turma asta lor, ei trăiau de pe urma turmii, cașul și laptele și brânza și toate lucrurile acestea. Au uitat interesele lor, numai Mântuitorul conta în sufletele lor. Și dacă este Crăciun, să fie un Crăciun cu lepădare de sine. În America a fost odată un mare, mare scriitor, Mark Twain, foarte renumit, cum ar fi Mihai Sadovianu în România. Însă el era un om complet necredincios, nu Dumnezeu, nu biserică, nu Biblie, el nu credea nimic din toate acestea. Însă un prieten a insistat odată de el, uite, vină cu mine la biserică, numai duminica asta. Avem un păstor, ce predică el, sunt minunății, așa ceva nu mai auzi. Numai o dată să vii să-l ascult și tu. Și el, din prietenie, hai, ce s-a dus el? Dar pe fața lui se vedea, tot timpul era tare plictisit de ceea ce spunea predicatorul, nu era prinsă inima lui. Și la plecare, când predicatorul a dat mâna cu toți cei care au de față, păstorul l-a întrebat pe Mark Twain, dumneavoastră ce credeți de mesajul pe care l-am adus? E drept sau nu e drept? Dar el cu limbă tare, rușine să vă fie, domnule pastor. Dar de ce să-mi fie rușine? Ați copiat fiecare cuvânt din predica dumneavoastră, l-ați copiat dintr-o carte. Oamenii vin la dumneavoastră crezând că sunteți cine știe ce predicator și ce gânduri aveți și ce lucrați, când că l-ați plagiat. Fiecare cuvânt l-ați scos dintr-o carte. Predicatorul știa că n-a făcut așa, că a muncit săracul pentru predica lui și spune, nu e adevărat. Cum nu e adevărat? Ascultați, oameni buni, mâine trimite aici la biroul bisericii cartea din care el a copiat fiecare cuvânt. Și într-adevăr, a doua zi, primește prin poștă păstorul și comitetul bisericii o carte din care predica asta a fost copiată. Cartea se numea Dicționarul Limbii Engleze. În orice predică e scoasă din dicționar. Și predica mea e copiată. Nu există un cuvânt în predica mea. Nu există un cuvânt care să nu fie copiat din Dicționarul Limbii Române. Și dacă predic în engleză, din Dicționarul Limbii Engleze sau Limbii Ruse sau oricare limbă. Și vai de predicatorul și vai de mărturisitorul cuvântului, că voi, chiar dacă nu sunteți predicatori, dar mărturisiți cuvântul la vecini, la familie, la cine, vai de cel care spune numai cuvinte din dicționar. Cuvinte din dicționar. Din același dicționar eu pot să fac o predică baptistă, pot să fac una ortodoxă, pot să fac o conferință ateistă, pot să spun cuvinte de iubire, pot să spun cuvinte de înșelăciune, toate din aceeași carte. Asta e așa de o carte atât de bogată, Dicționarul Limbii, pot să fac tot ce vreau din ea. În limba ebraică, în care a fost scrisă și gândită Biblia, nu există nicio linie în cartea asta care nu e scrisă sau gândită de un evreu. Și predicând în orice limbă din lume, eu pot să ridic această carte și să spun acesta este cuvântul lui Dumnezeu. În limba ebraică nu pot spune ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă evreii n-au cuvântul cuvânt. Pentru cuvânt, ei spun davar și davar înseamnă și în ebraica modernă care e vorbită în Israel, davar înseamnă lucrul real. Lucrul real. Unul care face parte din poporul lui Dumnezeu nu vorbește cuvinte, ci vorbește lucruri reale. Când citește Evanghelia după Ioan în ebraică, așa începe. La început a fost davar, lucrul real. Și davar era cu Dumnezeu, lucrul real era cu Dumnezeu. Și davar era Dumnezeu, lucrul real.
Există ceea ce se numește în Biblie cuvinte de șarte. Uitați-vă în Matei 12, spune, oamenii vor fi judecați pentru fiecare cuvânt deșert. Pentru fiecare, ce e un cuvânt? Palavra geală. Pentru orice cuvânt care nu este realitate, care nu este realitate, când spun iubesc, apoi să ardă flăcări de foc în inima mea, să fie iubire. Când spun credință, să fie o loialitate, o dorință de a mă jertfi pentru acest ideal pe care eu îl proclam. Când spun fiecare cuvânt frumos să fie o realitate, altfel e palavrageală, e ceva de jos. Noi spunem acum, în perioada aceasta, tare mult, cuvântul Crăciun. E numai un cuvânt? E numai palavrageală? Sau e un lucru real? Un lucru real. Spuneam azi dimineață în Glendale, unde am predicat, și voi repeta aici. Un om căra în spate un pom de Crăciun și îl oprește un necunoscut și zice, domnule, nu vă supărați, e aproape sărbătoarea de Crăciun. Și l-a răspuns, sigur că da, nu mă vedeți cu bradul în spinare. Ce da, dar cu asta vă văd. Dar e aproape sărbătoarea de Crăciun. Păi uitați-vă la vitrinele tuturor magazinilor, ce lumini sunt, ce cadouri sunt pregătite. Da, asta am văzut. Dar este aproape sărbătoarea de Crăciun? Păi sigur că e sărbătoarea de Crăciun. Mergeți la fiecare biserică, veți vedea anunțate programe, muzică și piese și predici și tot felul de lucruri, sărbători. Deci da, astea toate le-am văzut. Dar este aproape sărbătoarea de Crăciun? Dar ce vreți să întrebați cu lucrul acesta? Pe Crăciun înseamnă că se naște Iisus. Se naște Iisus în inima dumneavoastră acum? El i-a căzut pomul de Crăciun din spinare și n-a mai văzut pe cel care i-a pus întrebarea. Poate să existe Crăciun numai în vorbă, numai în palavră. Și există Crăciun davar, Crăciun realitate. Să dea Dumnezeu ca să nu treacă acest Crăciun, cum au trecut multe Crăciunuri, ci să fie o realitate. S-a întâmplat ceva în ziua aceea la Betleem. Timpul s-a împărțit în două. Să împarte timpul anii până la Hristos și anii după Hristos. S-a împărțit timpul în două. Și ar putea ca acest Crăciun să împartă biografia vieții noastre în două. Până acum a fost într-un fel, de acum încolo va fi în alt fel, fiindcă a fost un Crăciun, s-a născut și a crescut Iisus în inimile noastre, fiindcă aici se petrec toate, în inimile noastre, în inimile noastre. Dorești un asemenea Crăciun? Ce rol joacă Iisus acesta în inima ta? De ce să sărbătorești? Ce este dorul după el? Ți-o minte în vremea războiului? Era sfârșitul războiului, intraseră sovietele în țara noastră, vreun milion de soldați sovietici, înaintau spre Ungaria, ocupaseră de acum Budapesta și am primit știri că în Budapesta e foamete și o nenorocire ce s-a întâmplat pe acolo cu războiul. Și nevastă mea a fost trimisă să aducă ajutoare acolo fraților și surorilor flămânde. Dar era vreme de război, rușii abia intraseră în Budapesta și a plecat cu un tren. În trenul acesta erau vreo 2000 de ofițeri și ostași sovietici și o singură femeie în timp de război, asta era nevasta mea. O femeie între 2000 de ostași sovietici. Nu știam ce se va mai întâmpla cu ea. Telegraf nu exista, poștă nu exista, telefon nu exista, era vreme de război, nimic din toate acestea. Și au trecut săptămâni și nu știam dacă ea mai trăiește sau nu trăia. Și eu umblam pe stradă și oamenii se uitau de pe mine, fiindcă strigam, Binția, Binția, era numele nevestei mele. Nu puteam să citesc ceva, deschideam Biblia sau un ziar sau orice carte, nu vedeam cuvintele, vedeam numai chipul ei. Seara mă culcam și când o creangă bătea în fereastră, o creangă de la un pom în fața ferestrei, asta trebuie să fie dânsa bătând la ușă, tot dorul era după dânsa. Când eram la închisoare, sumite strângeam o pernă de piept așa și parcă aveam impresia, uite, ăsta e Mihăiță al meu, ăsta e băiatul al meu, ăsta era dragostea, dorul după cineva. Cum dorește cerbul izvoarele de apă, nu știu care știți,
când cerbul găsește izvoarele de apă, el nu bea, știți? Când cerbul găsește izvoarele de apă, el nu bea din ele, el se aruncă în ele tot. Dar cerbul intră în această apă. Crăciun, ca să fie cu adevărat Crăciun, este un asemenea dor după dragostea întruchipată care a apărut în persoana lui Iisus. Cine își poate închipui ce fel de dragoste a fost aceea ca cineva să părăsească tronul lui Dumnezeu și părtășia cu arhanghel, cu îngeri, cu sfinți proslăviți, frumusețile acelea ale Ierusalimului Ceresc, să vină să se nască într-un grajd și să fie un om al durerii, obișnuit cu suferința, să știe toată viața lui că va sfârși biciuit, scuipat, bagiocorit, cu o cunună de spin, că îi se vor străpunge mâinile și picioarele, că va vedea pe sfânta lui mamă plângând la piciorul crucii și el tot timpul cu dorul acesta de a duce suflete la mântuire. Așa o dragoste s-a prinde pentru el, încât nu mai dorești altceva, cum Maica Domnului, cum Iosif, nu doreau, cum păstorii, cum magii, au lăsat totul pentru el. Ăsta e Crăciun. Tot restul e o vorbă, e o palavră. Să dea Dumnezeu ca astfel să fie Crăciunul din anul acesta pentru noi. Eu am pierdut mai mult de jumătate din capacitatea mea pulmonară și de aceea din când în când întrerup ca să mai și respir. Și acum, noi toți ne influențăm unul pe celălalt. Câteodată e o societate, mai cu glume ușoare, mai cu vorbe așa, și intră o fată de o curățenie, vezi pe ea curățenie, parcă bărbații schimbă felul lor de a vorbi. Există oameni care oriunde intră ei, parcă se răspândește o pace, o lumină, o bunătate, aduc cu ei, chiar dacă nu vorbesc încă, dar zâmbetul lor, fața lor, aduce o pace, o bucurie, o lumină. Există astfel de oameni. Țin minte, toată vremea războiului, vremea legionarilor, apoi vremea războiului, apoi vremea comunismului. Noi suntem evrei și eu și nevastă mea. Și a fost o vreme foarte grea, sub legionar și așa. Dar noi stăteam într-o curte cu vreo 5 familii. Toți erau pocăiți, toți erau pocăiți. Afară în stradă, se băteau evrei, se arestau evrei, omorau evrei. Cum intram în curtea noastră, asta nu mai exista. Aici era pace, aici era lumină, erau frați. Afară erau bombardamente, iar aici era cântec, aici era veselie, de cei că erau copii ai lui Dumnezeu. Cum a intrat în curtea aceasta, nu se mai știa de război. În curtea asta a început adunarea de Mihai Bravo, care continuă acum una din frumoasele adunări. Existența câtorva credincioși a schimbat atmosfera. Noi unii putem să aducem cu noi, pretutind unde mergem, ura și răutatea. Alții răspândesc împrejurul lor pace și bucurie. Am auzit pe un frate predicând despre misiuni. Misionarii nu numai că aduc cuvântul lui Dumnezeu la alte popoare, dar și învață foarte mult de la popoarele acestea. S-au dus misionari americani la eschimoși. Ați auzit de eschimoși? Pe la Polul Nord, acolo trăiesc ei, noi le spunem eschimoși, ei se numesc inuiți. Și au vrut să traducă Biblia pentru ei, dar în Biblie se vorbește de atâtea ori despre ceartă, despre svadă. N-au găsit un cuvânt ceartă în limba inuiților, misionarii au învățat limba lor, dar n-au găsit cuvântul ceartă. Și au întrebat pe eschimoși. Pe unii dintre eschimoși mai tineri, mai pricepuți, au învățat engleza și i-au întrebat cam cum se spune ceartă în limba voastră a eschimoșilor. Și au răspuns la noi, așa ceva nu se spune. Păi bine, dar cum? Voi când vă certați, cum spuneți la cuvântul? Noi nu ne certăm. Bine, dar eu am de tradus Biblia și în Biblie spune că s-a certat Pavel și cu Petru s-au certat. Și atâția s-au certat. Cum vrei să spui chestiuni? La noi așa ceva nu se spune, la noi nu ne certăm. Zice, dar de ce nu vă certați? Zice, domnule pastor, la noi e tare frig. Și când deschizi gura, poți să capiți o pneumonie. Și de aceea, la noi, dacă nu-ți place supa nevestii, zici, mai bine înghiți,
suprafața proastă decât să capăți o pneumonie și nu-i spun nimic. Nu aveau noțiune de ceartă. Așa ceva nu există la ei. Nu există. Au învățat misionarii de o Biblie fără ceartă. Ce frumoasă este o asemenea Biblie, că nu mai ai nevoie nici măcar să traduci cuvântul ceartă. Ei aveau un vocabular foarte redus. Cuvinte foarte puține. Și a ierta și a uita e același cuvânt. Când ai spus am iertat, ai spus și ai uitat. Odată un păstor, a fost slujba frumoasă, au predicat, au spus rugăciuni, au spus și pe Tatăl nostru. Și până păstorul l-a luat la o parte pe un frate care făcuse niște păcate și au spus, uite frate, vreau să vorbesc cu dumneata de cutare și cutare lucruri care le-ai făcut. Și pe, dar de unde știi că l-am făcut? Și pe cum? Eu știu precis că l-ai făcut. Și păi n-ai spus Tatăl nostru și ne iartă nouă greșalele noastre, precum iertăm greșiților noștri, dar în limba eschimoșilor a ierta și a uita e același lucru. Păi după ce ai spus un Tatăl nostru, nu mai există greșeala aceasta a fratelui nostru. Noi toți, misionarii, am învățat ceva din lucrul acesta. Noi toți ne influențăm unul pe altul, avem relații unul cu altul. Care sunt relațiile noastre cu Dumnezeu? Crăciunul este un moment când trebuie să ne punem iarăși întrebarea aceasta. Care e relația mea cu Dumnezeu? Poate să fie de mai multe feluri. O relație este Dumnezeu se plânge, ei m-au obosit, grozav. Dumnezeu spune de făpturile sale, m-au obosit. Veți găsi aceasta în Maleahii, capitolul 2, versetul 17. Unii din noi obosim pe Dumnezeu. Te obosește cât e cineva. Despre alții, în Ieremia 8:18, știi ceva, scrie ceva mai grozav, spune Dumnezeu, aș vrea să-mi alin durerea, dar mă doare inima în mine. Tu știi că tu poți să fii durerea lui Dumnezeu? Dumnezeu să se gândească la tine, să se uite la tine și să-și spună, mă doare inima de acest om, de această femeie, mă doare inima. Spune în Geneza 6, Dumnezeu a regretat că l-a făcut pe om. De câte ori mi-am pus eu întrebarea, oare Dumnezeu a regretat că l-a făcut pe Richard Wurmbrand? Sunteți dintre aceia de care Dumnezeu se bucură. Am avut o idee bună să o fac pe fata asta. Am avut o idee bună să fac, uite asta, copilul meu, uite asta. Iar ăsta la altul, mai bine nu l-aș fi făcut. Eu am auzit mame, eu am auzit tați spunând, mai bine nu-l procream, mai bine nu nășteam copilul acest. Zice, mi se rupe inima, spun, de unii. Regretă Dumnezeu că te-a făcut pe tine? Tu-ți cunoști viața mai bine de cum o cunoaște oricine. Are Dumnezeu motive de regret? Despre alții este scris, deschideți în cartea lui Țefania, la capitolul 3, versetul 17. Recomand tuturor, v-am mai spus să citiți pe Țefania și v-am spus și de ce să-l citiți pe Țefania. Odată vei merge prin Ierusalimul Ceresc și noi acolo vom sta ani mulți, vom face cunoștință unul cu altul. Și un înger te va introduce, uite, ăsta este Țefania și asta ești tu. Și Țefania are un obicei pe care l-am și eu. Și eu am scris niște cărți și fiecare autor de cărți e foarte convins că toată lumea trebuie să citească taman cărțile lui. Există atâția autori, dar fiecare autor ale mele le-a citit și Țefania o să te întrebe, ai citit cartea mea? Și vei fi oarecum rușinat că n-ai citit cartea lui. Vă recomand tuturor să citiți pe Țefania. Auzi ce spune? Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate ajuta, să va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Are și copii de ăștia, de care se bucură cu mare bucurie și nu mai poate de atâta veselie, dă și el din palme și așa de bucuros și fața îi strălucește și îngerii îl întreabă, dar ce s-a întâmplat, ce e așa bucurie pe tine, Doamne? Și el răspunde, taci din gură, nu mai să te uiți jos la Belfraur. Ce biserică baptistă românească am eu?
Ce predicator și ce diacon și ce cor și ce muzică, nu numai cântă frumos, dar și trăiesc potriviți cu cântecele lor și să vezi ce copilaș drăguț am eu și liniștiți. Dumnezeu, ne putem să-L întristăm, să-i să rupă inima de tristețe, pe Dumnezeu ne putem să-L bucurăm, relațiile noastre cu Dumnezeu pot să fie de multe feluri. De care fel vremea de Crăciun este o vreme în care să ne cercetăm pe noi înșine? În ce fel sunt relațiile noastre cu Dumnezeu? Sunt unii din noi care obosesc și întristează pe Dumnezeu. Nu mai vorbesc de prigonitori care obosesc, lucruri grozave se întâmplă. Lucruri grozave. Noi primim rapoarte din toate țările ce se întâmplă. Noi petrecem Crăciunul aici așa. Unii din noi avem lipsuri, unii din noi avem greutăți. Dar avem mii și mii de frați și de surori în închisori în vremea de Crăciun. În țări comuniste, în țări islamice, în țări budiste, în Nepal, mulți în Vietnam, în China, în Rusia, în Cehoslovacia, în Iugoslavia, de care s-a vorbit acum aici, în Cuba, în Nicaragua, în atâtea țări. Avem pe fratele Mihail Ershov, care este de Crăciunul acesta în închisoare pentru credința lui în Hristos, de 40 de ani. Și ce înseamnă de 40 de ani în închisoare? Alții sunt ținuți în case de nebuni, alții sunt bătuți, torturați. Avem milioane de frați ai noștri care sunt flămânzi și flămânziți, nu numai flămânzi. Și Dumnezeu vede nelegiuirea asta toată care se face. Și sigur că inima lui se întristează pentru ceea ce se face copiilor lui. Vi spune, pe bine de asta, eu nu sunt vinovat. Hai să vorbesc despre păcatele apusului. Predicam în Belgia. Și când am terminat predica, o doamnă de acolo s-a dus drept la poliție și s-a denunțat pe ea însăși. Ea făcuse un omor. Altul fusese condamnat pentru omorul acesta. Cumva împrejurările era așa că au căzut bănuielile pe altcineva, ăla a fost condamnat și ea a denunțat, eu am făcut omorul acela, s-a dus în închisoare, ăla a fost liberat, ea a murit peste 2 săptămâni în închisoare de un atac de inimă, dar a murit ca o femeie pocăită și mântuită și nevinovatul a fost liberat. Stai, dar ea a fost într-o biserică. Nu știi niciodată, nici când vorbești într-o biserică, la cine vorbești, veți spune pe omor. Ăsta nu sunt eu. Dar Iisus spune că oricine urăște este un ucigaș, nu? Și asta spune Scriptură. Urăști cumva pe cineva, disprețuiești pe cineva. Există nu numai omorul cu toporul sau omorul cu o travă. Există omorul cu vorbă rea, grozavie. Eu știu de oameni cărora li s-a tăiat firul vieții, le s-a scurtat ani de viață care trebuia să trăiască din cauza unui copil care le lupea inima cu cuvinte rele, din cauza unui tată brutal, din cauza unui frate, din cauza... Noi putem să omorăm în multe feluri, putem să păcătuim în multe feluri. Voi știți voi înșivă păcatul vostru de necurăție, de câte sunt, de necinste și întrebați-vă cum este Dumnezeu astăzi în relația cu voi? Este un Dumnezeu întristat? Este un Dumnezeu întristat? Ori este un Dumnezeu bucuros? Bucuros. Deci nu mai poate de veselie. Când am fost la închisoare, era cu mine un țăran, un viet țăran credincios, nu avea nicio cultură, știa să citească, el își citise Biblia lui, altceva decât Biblia nu citise în viața lui, însă el era cu credință. Dar erau cu el în închisoare, membri academii, scriitori, oameni mari ai fostului regim, profesori, tot felul. Și țăranul acesta, era el umil, dar căuta să le spună la deștepții ăștia despre Dumnezeu, dar ăștia îl baciocorea. Și el le spunea, dar domnilor, eu îl aud pe Dumnezeu, Dumnezeu îmi vorbește, Dumnezeu îmi vorbește. Uite, eu acum n-am Biblie, noi n-aveam Biblie, dar Dumnezeu îmi vorbește și eu îl văd pe Domnul Iisus. Nu-l văd, știa să spună, nu-l văd cu ochii ăștia, uite așa cum vezi.
Dar există și o altă vedere. Uite, închideți ochii acum. Vă rog, închideți ochii. Uite, eu închizând ochii, eu pot vedea acum pe băiatul meu în fața mea. Uite, văd pe noră mea. Uite, văd nepoțica mea. Uite, văd nepoțelul. Fiecare din noi putem vedea, nu? Ținând ochii închiși, putem vedea. În vis vedem atâtea lucruri. Există deci altă vedere decât aceasta. Și țăranul explica profesorilor. Eu îl văd pe Domnul Iisus. Eu îl văd, îmi vorbește, îl văd. Și un profesor bagiocoritor. Cum, domnule, dumneata, vrei să-ți bagi joc de noi toți, îl vezi pe Iisus? Sigur că îl văd. Cum arată Iisus? Cum se uită la dumneata? Se uită mânios? Se uită foarte serios? Se uită așa respingător? Zâmbește? Și țăranul a răspuns, de multe ori îmi zâmbește. Dumitale zâmbește, domnule Iisus. Uite, sunt atâtea popi închiși aici, nu le-a zâmbit la niciunul, e episcop închis, nu-i nimic, și te-ai nimerit, dumneata, țăran, că dumneata zâmbește, dumitale zâmbește Iisus. Îți zâmbește Iisus, îmi zâmbește. Arată-mi cum îți zâmbește Iisus. Asta a fost una din cele mai mari epizoade care le-am trăit eu în viața mea. El a spus, domnule profesor, vreți să vedeți cum zâmbește Iisus? Vă voi arăta. Și fața lui s-a iluminat cu lumină care nu era de pe pământul acesta. De câteva ori am văzut asemenea fețe. Și a apărut pe buzele lui un zâmbet așa de suav, așa de frumos. Era atâta iubire, era atâta dor ceresc în acest zâmbet, dor după mântuirea sufletului aceluia cu care el stătea de vorbă. Era atâta foc, era atâta și tristețe despre starea sufletului acestui, o umbră de tristețe, dar iarăși speranță că zâmbetul acesta nu va fi în zadar. Am văzut multe zâmbete frumoase și la bărbați și la femei. Niciodată n-am văzut un asemenea zâmbet, nu era un zâmbet de pe pământ. Profesorul s-a uitat la el și a spus, aveți dreptate, zâmbetul dumneavoastră arată, vă zâmbește Iisus, vă zâmbește Iisus. Există și așa ceva. Există credință care este reală, care este davar, care este davar, lucru real, care nu este numai vorbă. Un Crăciun care este, s-a întâmplat ceva. A fost un Crăciun când s-a întâmplat ceva. S-a născut un bebeluș venit din ceruri. A existat un asemenea Crăciun. Și de ce ar trebui să fie Crăciunul nostru numai obraz frumos și numai cor și numai cântece, deși și acestea sunt valoroase, și numai rugăciuni? Și n-ar fi lucrul acesta. S-a născut bebelușul, în mine s-a întâmplat. La o anumită dată s-a născut bebelușul și de atunci el crește în mine, trăiește în mine. Asta înseamnă ai produce bucurie lui Iisus. Câtă bucurie are Iisus de cei care jertfesc viața pentru el? Acum vreo două săptămâni, în orașul Isic din Rusia, au descoperit o tipografie clandestină ascunsă a bisericii baptiste de acolo. Și misiunea noastră, noi ne ocupăm cu asta să introducem clandestin tipografie acolo. Ne reușim să introducem tipografie. Și după mulți ani au descoperit 25.000 de Biblie erau gata tipărite, 4 tone de hârtie și așa mai departe. Dar timp de ani a lucrat tipografia aceasta. Frații aceștia poate pentru totdeauna vor dispărea acum în închisoare. Fete tinere, băieți, prin ce o fi trecând, cum i-o fi torturând, cum i-o fi chinuind ca să spună cine le aduce hârtie, cine a luat Biblie, ce să face, de unde, ce el i-o fi chinuind, Dumnezeu știe ce fel de Crăciun trec ei. Dar fețele lor strălucesc, ei au vrut să servească acest bebeluș divin crescut de Crăciun. Cu Maica Domnului l-a spălat, a adus apă, a cărat, l-a pus în scutece. S-a născut bebelușul ăsta divin, trebuie să fie un serviciu lui. Și îngerii au cântat. O veste bună! Dar dacă numai îngerii ar fi cântat la Betleem acum 2000 de ani, voi n-ați fi știut de veste bună. Ar trebui și altul să vină, și altul, și altul. Vestea asta să se ducă și dacă este întârzită, o facem în ciuda întârzicerii. Și acum, frații noștri aceștia, voi cântați din instrumentele acestea și ei cântă. Când erau frate în închisori în România și ei cântau. Și cântau cu instrumente. Noi la închisori totdeauna am avut instrumente. N-am avut mandoline, n-am avut pian, n-am avut orgă, dar am avut lanțuri de mâini și de picioare. Și cântam cu lanțurile acestea. Precum trec stelele strălucitoare, clinclang, 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 de raza soarelui dimineața, clinclang, clinclang, clinclang,
Și aveam și orchestră. Aveam și orchestră. Când eram mai mulți împreună, unul avea un lanț care era fier curat. Altul avea un lanț fier amestecat cu un alt aliaj. Altul avea fier curat. Altul era ruginit de acum. Altul avea lanț mai lung, altul avea lanț mai scurt și fiecare lanț dădea un alt ton. Și am avut fel de fel și era orchestră frumoasă, frați care suferința lor, o dăruiesc lui Dumnezeu. Aici mai am un pușcăriaș și acolo și de acolo și trage din gură. Știți care este pușcăriaș. Ia scoală-te pușcăriaș, să te vadă, frate. Hai, scoală, nu ți fi rușin. Uite cum se uită înapoi. Scoală-te. Ăsta e frate. El știe ce este Crăciunul în închisoare. Și Dumnezeu spune în Scriptură, nu mai poate de bucurie când vede copiii ai lui care se dăruiesc. Acum nu toți trebuie să stea la închisoare. Nu, este vorba de fratele băbuți. Eu în America am încercat să mă duc la închisoare pentru Hristos, să fiu închis pentru Hristos. M-am dus la un polițist și am spus, domnule, să știi că eu cred în Hristos și spun la toată lumea să creadă în Hristos. Mi-a răspuns, aleluia, și eu sunt credincios. N-am ajuns la închisoare. Însă sufletul trebuie să fie gata. Trebuie să fie gata să se jertfească. Ăsta este Crăciunul, serviciul, jertfa în slujba Domnului. Și jertfirea poate să fie în lucruri așa de mici. Nu trebuie să mergi la închisoare, nu trebuie să mergi la moarte. Unde locuiesc eu este așa, e jos și este un etaj sus. Și eu de sus îi strig nevestei mele de jos, Bințea! N-a auzit. Strig mai tare, Bințea! Și era nepoțica mea lângă mine, zice, o, papa, să nu mai strigi așa că nu-i frumos. Zic, dar zice, ce nu-i frumos? Zice nepoțica, sperii îngerii și pleacă. Nu-i voie să strigi tare. Ce-am învățat, nu? Ce-ar fi de dragul Domnului Iisus, de dragul Crăciunului, să hotărăști să strigi la nevastă ta cu o notă mai jos? La copilul tău, la mama ta, la cine o fi, o notă mai jos. Dumnezeu, ceea ce apreciază El este iubirea, nu? Iubirea îndelung răbdătoare, iubirea care îndură toate. Știți că spune în 1 Corinteni 13, păi poți și să rapți dacă nevasta nu răspunde la primul strigăt. Nu înseamnă că al doilea trebuie să strigi mai tare. Trebuie să strigi tot pe tonul acesta. Dragostea, trebuie să fie sinceritatea aceea. Fiecare cuvânt să fie cu un conținut adânc. Nu vă pot spune împrejurările cum, dar am asistat la o slujbă a uneia din un conducător al bisericii clandestine rusești. Am fost la o slujbă, unul din conducătorii cei mai mari ai bisericii clandestine. Și acolo e underground, cum se spune în englezește. Biserica e prigonită. Există și o biserică oficială, există și biserici așa care se adună prin case, în fin. Și am asistat și când a spus păstorul atâta, în timpul rugăciunii, în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, erau toți în lacrimi. Că era davar, era lucru real, el n-am spunea cuvinte. Când a spus Tatăl, toți deodată am simțit drama aceasta. Băiatul meu, timp de 14 ani, n-a avut un tată. Tatăl era la închisoare. Tatăl nu era. Un tată care era depărtat și când a spus el în numele Tatălui, dar noi suntem așa de departe de Tatăl, Tatăl e în cer și noi suntem așa încă în păcat. Dar și în numele Fiului, Fiul a venit de la Tatăl ca să ne mântuiască și parcă s-a răduceau fețele. Uite, nu e numai Tatăl depărtat, e un Fiu care a venit. Și a Duhului Sfânt, Duhul Sfânt care s-a sălășluit în noi ca să facă lucrarea asta de mântuire, să ne ducă înapoi la Tatăl. Asta îi place lui Dumnezeu, asta îl bucură pe Dumnezeu, când este o realitate. Aducea pe un păstor, îl bătuseră, sângera. Și l-am spălat, mi-a așa. Și bun, l-am întrebat, frate, a fost tare greu. Și el a răspuns, de ce să spui că eu am suferit greu? Mă gândesc la ce a îndurat Hristos pentru mine. Nu se gândea la suferința lui.
se gândea la ce a îndurat Hristos pentru el. Acum știu că toți din România veniți. Orice acomodare îndurează, nu e ușor la început. Nu ai nici banii care trebuie, nici locuințe care trebuie aici, trebuie și mașină, trebuie aia, trebuie... Și întotdeauna fel de fel de greutăți materiale. E greutăți de adaptare la o nouă cultură, la o limbă. Și până fiecare are, tinerii au necazurile lor, fata pe care ei o iubesc nu iubește, sau băiatul care ei ar vrea să se căsătorească nu vrea, și în căsnicie sunt dificultăți, și fel de fel de chestiuni și turburări sufletești de toate acestea. Și câteodată suntem atâta de apăsați să ne gândim, dar cât a îndurat El pentru noi, cât a îndurat El pentru noi. Și era omul acesta, un altul, îi se plângea, uite ce ne fac, uite cum ne bat, uite cum ne schingiuiesc, uite ce oameni răi sunt. Și el, bătutul, a răspuns, eu n-am întâlnit niciodată pe un om mai rău decât mine însă. Pe mine auzi un cuvânt foarte îndrăzneț care l-am auzit. El a spus, pe mine într-un fel Iisus m-a păcălit. El mi-a spus că mergând pe calea lui o să am de purtat o cruce grea. Nu e adevărat. Crucea mea nu este grea. Pot să o port cu cântec și cu bucurie. E când vede un asemenea spirit Dumnezeu, atunci se bucură și este adevărat bucurie de Crăciun. Și acum termin spunându-vă numai... Acum vin la Manase, că cu asta am început și despre Manase am citit. Predicele mele sunt totdeauna foarte scurte. Acum începe predica. Ce a fost până acum a fost introducerea, prologul la predica. Acum vă spun predica. Acum să vă spun despre Manase. Manase înseamnă în limba ebraică, Manase înseamnă în limba ebraică, cel care face să se uite. Sau cum se spune în termen medical, poate ați auzit, produce amnezie. Amnezie înseamnă uitare. Manase a făcut multe rele în viață. Un rege care a adus păcat asupra unui întreg popor. Dar știa cum să producă amnezie, cum să producă uitare. Prin faptul că s-a pocăit la un moment dat, s-a smerit, s-a rugat lui Dumnezeu, a cerut iertare, a dobândit-o și a devenit un cu totul alt om. El a introdus iarăși serviciul divin adevărat la Dumnezeu. Și când faci lucrul acesta, când te pocăiești, viața voastră o fi fost cum o fi fost. Multe Crăciunuri care erau numai formă. Dar dacă acest Crăciun unul, și nu așteptați 25 decembrie, dacă astăzi seară e hotărârea aceasta, ca cu foc, cu dragostea toată, să servești pe Cel care a venit pentru noi din ceruri, atunci tot ce a fost, ai produs uitare în cer. Nu se mai aduce aminte de nimic. Dacă tu astăzi te pocăiești, dacă tu astăzi îl primești pe Iisus, așa cu dragostea, cu dragostea cu care Maica Domnului l-a iubit, cu care Maria Magdalena l-a iubit, cu care Ioan l-a iubit, de ce să-l iubim cu dragoste mai puțină? Mie nu mi-ar plăcea să am o nevastă care să spună, e bărbatul meu, ce să zic, îl iubesc. Nu mi-ar plăcea. Dar ea când spune că mă iubește, trebuie să fie obrajilor ei, să ardă, să se vadă, să lucire pe fața ei, pe cum e bărbatul ei, nu? Maica Domnului când vorbea despre Iisus, cum vorbea despre El? E când ne întoarcem din toată inima la Iisus, se produce la Dumnezeu o uitare. Uitare. Dacă tu astăzi, în felul acesta, îl primești pe Iisus, să zicem că peste câteva zile, peste un an, peste 10 ani vei muri și vii la judecata lui Dumnezeu, te întreabă cum te numești. Elena Gheorghe. Și pe tine cum te numești? Ion Marine. Ia, înger. Aduceți-mi catastiful, aduceți-mi registru, vezi să fie la G, Gheorghe, și să fie la M, Marinescu, să mi-ai aduci încoace. Cum ai zici că te cheamă? Elena Gheorghe. Și tu începi, Doamne, iartă-mă, uite, am făcut ce aia, am făcut ce aia. Nu avea nicio grijă, la mine scrise toate. Poți să taci. Se deschide el. Cum zici că te cheamă? Elena Gheorghe. Unde te-ai născut? La Craiova. Uite aici, Elena Gheorghe. Uite aici. Pagina e albă, n-ai făcut. Ce-mi povestești tu mie că ai făcut păcat? Nu există aici niciun păcat scris, aici nu există să lipsească. Păi cum, Doamne? Dar uite că am mințit, uite că m-am mâniat, uite că am fost necurat, uite că... Mă, tu ești asta, Elena Gheorghe, din Craiova, când te-ai născut? 24 martie 1920. 24 martie 1928, e, tu ești aceasta. Nu scrie nimic din toate astea, ia lasă-mă cu basmele astea. Păcatele sunt uitate, uitate. Nu mai există nimic din toate acestea.
În Biblia noastră scrie despre Manase că a făcut așa și așa. Dar spune în Daniel. Citiți-o Daniel și o să găsiți. Spune cuvântul, cartea cu cuvântul adevărului. Știi că este la Daniel. Asta e o altă carte decât cea de aia. În cartea din cerul nu scrie despre niciun păcat al lui Manase. La noi scrie pentru învățătura noastră. Dar la el s-a produs iertarea și uitarea. Poți să faci pe Dumnezeu să uite. Eu știu, eu sunt un tată, sunt un bunic. Nipoțelul meu a făcut ce a făcut. Un cuvânt bun, dacă spune, nu? Tot ce a făcut, tot ce... Asta totul este șters. Întoarceți-vă la Dumnezeu cu asemenea sinceră pocăință. Chiar dacă sunteți pocăiți, vă puteți întoarce cu sinceră pocăință. Și veți produce la Dumnezeu o asemenea uitare. V-am spus că cu asta termin, dar n-am zis că cu asta sfârșesc. Vreau să vă mai spun încă numai un lucru. Numai atâta vreau să mai spun. Dar asta va fi sfârșit. Vreau să vă spun numai că, cum era în România altădată, era o țărancă mai săracă și vrea să-și cumpere și ea un petic de pământ, o vacă. Ce să facă? Avea o fată tânără de vreo 17-18 ani, să o ducă la București, cum era obiceiul pe atunci, să o pun servitoare undeva, să câștige un ban, să-mi trimită banii și încet cu încet o să cumpăr ceva. Și fata, foarte istiață, repede a băgat de seamă la București că o fată frumoasă poate câștiga mai mult nelucrând decât lucrând. Și într-adevăr a reușit și a ajuns să aibă blânuri și inele și automobil la scară și casă frumoasă și covoare și toate cele, fără să muncească. Și baluri, și distracții, și în vâltoare asta a uitat cu tot de mama ei, țăranca aia, dintr-un sat, din Oltenia, ce nu trebuie. Și iată, după ani de zile, odată i-a venit amintirea, dar mama ce mai fi făcând? Cum de-am uitat cu tot, nici măcar nu i-am scris? Dar poate că a murit, poate că e bolnavă. Și a plecat în sat la ea și a ajuns în sat noaptea, a sărbătut ulițele satului, dă să deschide poarta casei, spre marea ei mirare, poarta era larg deschisă, ori ea știa, mamele știu cum sunt bătrânele, grijulii, să încuie poarta, să nu vină cineva, cum de-i poarta așa larg deschisă noaptea? Sărbate curtea și la fereastră, unde știa că doarme mama, era lumina mare aprinsă, dar știa, mama economă, să stingă lumina, nu exista așa ceva noaptea să ardă lumina. Și când trece pragul de sus, lasă-l mamei, Ioana, tu ești? Da, mamă, eu sunt, dar de ce e poarta așa mare deschisă la tine noaptea? Ce este doctorul, popa, ce s-a întâmplat? Ce este poarta la tine așa larg deschisă? Fetița mea, de când ai plecat, de 6 ani, poarta nu s-a mai închis. Mamă, dar de ce este lumina așa mare aprinsă la tine? Fetița mea, de 6 ani, de când tu ai plecat, lumina nu s-a mai stins. O inimă iubitoare de mamă te aștepta. Și fiecare din noi, poate am întristat pe Dumnezeu, poate i-am zdrobit inima de durere, cum scrie aici, poate l-am obosit, cum am obosit și pe oameni, poate a fost urât, l-am îndurerat. Dar poarta, atâta vreau să vă spun, eu am găsit poarta larg deschisă când m-am întors, larg deschisă. Am găsit lumina mare aprinsă. Mama noastră, Ierusalimul Ceresc, m-a așteptat. Iisus pentru mine și-a dat viața, pentru mine a plâns în Ghetsemani, pentru mine a vărsat sânge și după ce s-a înălțat la cer, tot nu m-a uitat. Toți anii mei de păcat, El a stat și a mijlocit la Tatăl pentru mine. El e prietenul meu și e prietenul fiecăruia dintre voi. Și dacă astăzi este ziua unei întoarceri, poate prime întoarceri, sau unei înuiri a dragostei, să uităm, Iisuse, ce a fost. N-am fost ucenic, n-am fost uceniță așa cum trebuiam să... Dar astea toate, Doamne, nu pot să fac și eu ca Manase, dă-mi arta asta lui Manase, să fac să se uite în cer tot ce a fost. În clipa aceasta să vă uita, și va fi cu adevărat un Crăciun, un Crăciun. Și dacă vei încerca să-i mai amintești
lui Dumnezeu ce ai făcut? Dumnezeu se va uita în carte. Nu, ce să fac cu asta? Ce prostii vorbește ea că a făcut? Dacă nu scrie la mine în carte, n-a făcut, nu. N-a făcut. Totul șters, totul uitat, producem amnezie la Dumnezeu. Dacă știam ceva mai bun, v-aș fi spus ceva mai bun. Credeți-mă că v-am spus cu toată iubirea, eu am vârsta de 75 de ani, am trecut prin multe și la fiecare predica mea mă gândesc s-ar putea să fie ultima. Nici nu știu dacă o termin, am trecut prin multe. Și caut să pun toată dragostea să fie ca să primiți tot ce este mai bun. Și dacă cuvintele nu au fost destule, uitați-vă la inima unui om care vă iubește cu adevărat și dorește binele vostru. Dorește ca pagina din carte să fie albă în ceea ce privește relele și să fie înscris acolo numai dragostea voastră și serviciul credincios pe care îl aduceți lui Hristos. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi pe toți. Amin.